Francia, Paris, au cunoscut această seară o tragedie. O tragedie mare de o amploare necunoscută în Franța. Aș vrea, în primul rând, să îmi exprimez cele mai sincere condolențele victimelor și aș vrea să subliniez că polițiștii, medicii, pompieri au făcut tot ce putea și că o să continua să fac tot ce se pute să fac. Aș vrea în al doilea rând să mulțumesc pentru sprijinul am avut din parte autorităților de România. Am fost în contact imediat cu toate autoritățile și guvernul și primul ministru desemnat și, bineînțeles, președinte. Am avut mesajele foarte clare de solidaritate și mesajele care sunt de toate originele. Îmi exprim întreaga compasiune și durere pentru victimele nevinovate ale acestor barbarii care s-au întâmplat în Franța. Din păcate, nu este prima oară. Cred că lupta împotriva terorismului, care deja ne amenință din ce în ce mai mult modul nostru de viață civilizat, trebuie să continue fără rezerve. Cred că ar trebui mai puține vorbe și ar trebui trecut la fapte, pentru că cu fiecare zi care trece, cu fiecare zi care se negociază, mor copii, tineri și oameni nevinovați. Sunt zguduit de ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt alături de Franța, de francezi, de familiile celor care au murit sau care sunt răniți și sper și sunt convins că și doresc autorităților franceze să țină lucrurile sub control, pentru că este important ca în aceste momente statul să funcționeze și civilizația să funcționeze. În primul rând vreau să retransmit condolanțe familiilor celor care astăzi, aseară, în Franța, într-un interval foarte scurt de timp, după Charlie Hebdo, și-au pierdut un suflet drag din familiile lor. Dumnezeu să-i ocrotească, dar Dumnezeu să-i și le dea speranță celor care astăzi sunt răniți și în spitalele franceze, doctorii, ca și în România, depun eforturi câteodată supraomenești pentru a le salva viețile. Terorismul a devenit o boală globală și trebuie toți să ne unim eforturile pentru a combate acest fenomen al secolului 21 care aduce multă tristețe în sufletele noastre ca națiuni. Spațiul european este cutremurat în ultimele luni de zile de astfel de evenimente și cred că toți trebuie să găsim soluții, pentru că dacă nu există securitate, nu există nici prosperitate. Sunt răni adunci generate în societățile în care inechitățile sunt foarte mari, în care xenofobia, rasismul, intoleranța sunt elemente ale unor societăți care nu și-au rostul în secolul 21. Am atras atenția de nenumărate ori că aceste elemente generează mai devreme sau mai târziu reacții de acest tip violent care afectează familiile noastre. Mai mult de atâta, în acest moment n-am ce să spun, vine în sufletul nostru ca român după un eveniment trist petrecut în București și care a luat dintre noi
vieți tinere care puteau să genereze progres în această societate. Avem foarte multe de făcut și doar uniți putem să generăm o societate mai bună pentru noi toți. Este un semnal clar că trebuie să ne unim eforturile împotriva acestui flagel global terorism. Ne exprimăm și neputința noastră în fața răului, dar și speranța că este mai mare încrederea decât frica și este mai mare legătura noastră cu oamenii decât cu cei care vor răul în lume. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți care simt că trebuie să stea alături de cei care sunt în suferință acum, de poporul francez. Am exprimat în numele președintelui României condoleanțele cele mai profunde pentru familiilor și celor apropiați victimelor, asigurând totodată de întreaga determinare a României de a fi alături de Franța în cu toate eforturile pentru a combate acest flagel care este terorismul. E foarte greu să adaugi prea multe cuvinte pentru că nu s-au vindecat rănile din sufletul nostru și iată vine o altă încercare. Parcă sunt niște minți bolnave care nu înțeleg că cel mai de preț lucru este viața și că ea trebuie protejată, nu lichidată. Dumnezeu să-i odihnească și sigur toate sentimentele noastre de solidaritate și de compasiune față de cei greu încercați. Vă văd cu lacrimi, doamna Andronescu. Știți pe cineva dintre răniții de acolo sau poate... A fost suficient să văd pe ecranele dumneavoastră pe cei doi tineri care și-au pierdut viața și chiar dacă nu sunt rudele mele, asta nu înseamnă că nu ne pasă.